geschieht um 6 Uhr? Jan, was geschieht um 6 Uhr? După numai 2 ani de cursuri de limbă germană, peste 20 de absolvenți ai Liceului Tehnologic Sava Brancovici din Ineu au ajuns să ocupe un loc de muncă bine plătit în Germania. La reușita lor a contribuit și școala care i-a format și care și-a adaptat programa pentru a le fi de folos. Noi ne centrăm toată activitatea pe competențele practice pe care acești copii le au pentru a se putea încadra la locul de muncă după ce termină școala. Pe lângă orele de limbă germană prevăzute în programă, elevii dornici să intre în programul pentru un loc de muncă în Germania beneficiază gratuit de un curs special ce se ține după amiaza de 3 ori pe săptămână. Se insistă foarte mult pe limba vorbită, pe structuri specifice limbii vorbite, deci ce spunem în diferite situații, mai puțin pe gramatică, nu este ușor, dar această clasă a făcut într-adevăr progrese. Cum te descurci cu limba germană? Ei, bine, destul de ok. Ce sper să obții în Germania? Ce loc de muncă? Sper să ajung electrician și dacă se poate și inginer electrician. Mai greu la început, dar pe parcurs sper să mă descurc mai bine. Și ce loc de muncă sper să obții? Tot electrician și sper să rămân mult timp acolo. Nu vreau să mai vin în țară. Pentru a fi angajat în Germania, un tânăr român trebuie să fie absolvent a 12 clase chiar și fără diplomă de bacalaureat și să cunoască la nivel mediu limba germană. Dacă în primii 2 ani de ucenicie salariul este de aproximativ 500 de euro, odată intrat în producție, venitul tinerilor poate crește până la 1700 de euro.